Acorduri de jazz s-au auzit pe 24 iunie în Scuarul Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Evenimentul a fost organizat cu ocazia celor 170 de ani de la nașterea lui Carol Schmidt, cel mai longeviv primar al Chișinăului, dar și cu ocazia împlinirii unui sfert de secol de bună vecinătate dintre Polonia și Germania. Concertul de jazz a fost propus melomanilor de misiunile diplomatice din Moldova ale celor două state, în colaborare cu Primăria Chișinău, Filarmonica Națională Serghei Lunchevici și directoarea acesteia, Svetlana Bivol. Prezentă la eveniment, ministra culturii Monica Babuc a menționat importanța celor două evenimente atât pentru Germania cât și pentru Polonia. Este vorba despre aniversarea a 175 de ani de la nașterea lui Carl Schmitt, celebrului primar al Chișinăului, cel care a construit, de fapt, orașul modern în care trăim acum și care are rădăcini poloneze și germane, mama sa fiind poloneză, iar tatăl german, astfel încât aceste două ambasade, aceste două popoare partajează cumva, deci, influența lor în buna dezvoltare a orașului nostru, într-un fel. Iar a doua ocazie este aniversarea de 25 de ani de la semnarea tratatului de bună vecinătate între Germania și Polonia și acești doi ambasadori, excelența sa Ulrike Knotz, ambasadoarea Germaniei, și excelența sa domnul Artur Michalski, ambasadorul Poloniei, au considerat că printr-un concert de jazz susținut de Orchestra de Jazz a Academiei de Teatru, Muzică și Arte Plastice de la noi, ar fi foarte frumos să amintească tuturor despre aceste două date. Noi am susținut cu căldură această inițiativă prin colegii noștri de la Filarmonica Națională, motiv pentru care vreau să-i mulțumesc doamnei directoare Svetlana Bivol, care a susținut această inițiativă. La rândul său, Ulrike Knotz, ambasadoarea Germaniei la Chișinău, a precizat că cele două jubilee și-au dorit să le marcheze împreună cu cetățenii Republicii Moldova și asta pentru că, potrivit excelenței sale, moldovenilor le place muzica bună. Das Konzert heute Abend ist eine gemeinsame Initiative meinem polnischen Kollegen Botschafter Michalski und von mir. Wir haben eben zwei Anlässe dazu. Das eine sind 25 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag und das andere Ereignis ist der 170. Geburtstag des Bürgermeisters Carl Schmidt, der also in Chișinău eine bekannte Figur ist und eine polnische Mutter und einen deutschen Vater hatte. Cei care au venit în Scuarul Filarmonicii Naționale s-au convins că jazzul este un gen muzical foarte expresiv, elitist, bazat în mare parte pe improvizație.